venit și mama lui Roberto. Îmi place foarte tare, doamna. Ați văzut-o? E foarte deschisă, așa, comunicativă. Îi seamănă Roberto mamei, vedeți? La zâmbet, așa, și la chipul, la față, chiar seamănă cu mama lui. Mă bucur foarte tare că a venit și dânsa. Ați văzut că ieri Roberto era extrem de dezamăgit pentru că nu a primit nimic din partea familiei și probabil că dânsa nu i-a trimis nimic pentru că știa că vine astăzi. Și cumva n-avea rost să se mai chinuie și cu curierul și așa mai departe. Să știți că m-am simțit prostă ieri când am văzut pe Roberto uitându-se la băieți, la darurile primite și el, săracul, n-avea nimic. A venit mama la el. A citit și așa acea scrisorică. Pe mine mă emoționează foarte tare lucrurile acestea pentru că, nu știu, așa sunt eu, nu știu. Și chiar mă emoționează fiecare lucru de genul. Câte mame mai avem? Cred că doar două, din păcate. Cred că va veni mama lui Hatice și mama lui Dima, că am văzut că și Dima plânge, deci cumva s-au strâns rândurile și nu vom mai avea... Mă așteptam să vină mama Dianei, Diana, mi-aș fi dorit tare mult. Să vedem dacă rămâne doamna în casă.